Pentru medicii de la Centrul Primirii Urgențe, începutul de an pare a fi unul cu ghinion, după ce abia s-au stins ecourile scandalului legat de octogenarul CGMA de durere la ușa Centrului de Primiri Urgențe. Iată că medicii de la Unitatea Sanitară sunt acuzați din nou de malpraxis în cazul unui agent de pază din Roman. Iată ce spune conducerea Unității Sanitare despre conjunctura în care s-a petrecut decesul pacientului care a suferit, se pare, infarct. Pacientul CMC, în vârstă de 49 de ani, din Trifești, s-a prezentat în data de 18 ianuarie 2017 la ora 18:25 la CPU Roman, unde a fost preluat și consultat de medicul de tură. Pacientul a declarat că în jurul amiezei a prezentat o durere precordială cu caracter de cuțit, care a cedat spontan, dar întrucât persista senzația de nod în gât, ușoară lipsă de aer, amorțeli în ambele membre superioare, s-a prezentat în CPU. A fost preluat imediat de către cadrele medicale din CPU, s-au recoltat analizele uzuale precum și marcării cardiaci, s-a efectuat EKG, care prezenta în momentul examinării morfologie normală, s-a măsurat tensiunea arterială, valoarea tensiunii era crescută de 190/100 mm coloană de mercur și saturația în oxigen de 97%, valoare în limite normale. S-a administrat în CPU tratament medicamentos pentru scăderea tensiunii arteriale, ulterior fiind consultat și evaluat și de către medicul de gardă de pe secția medicină internă. În momentul în care a fost consultat de către medicul de gardă medicină internă, valorile tensionale se stabilizaseră, fiind în limite normale, de 130/80 mm coloană de mercur. Medicul internist recomandă în continuare tratament medicamentos, monitorizare în CPU și consult cardiologic. La consultul cardiologic din data de 19 ianuarie 2017, care a avut loc tot în cadrul spitalului, pacientul a prezentat tensiunea arterială cu valori crescute de 160/90 mm coloană de mercur, EKG normal, fără dureri precordiale. S-a administrat tratament pentru scăderea tensiunii arteriale și se recomandă tratament permanent la domiciliu pentru hipertensiune arterială pe scrisoare medicală, precum și monitorizarea valorilor tensionale la medicul de familie. Pacientul a continuat să meargă la serviciu și din relatările colegilor reiese că în data de 21 ianuarie 2017, ora 23:45, a prezentat în timpul serviciului o durere retrosternală. Colegii au propus să meargă la spital, dar pentru că durerea a cedat, pacientul nu a mai apelat la serviciu de urgență. În jurul orei 5 dimineața, tot în timpul serviciului, pacientul prezintă o durere retrosternală intensă, fiind adus de colegii de serviciu cu mijloace proprii în centru de primiri urgențe. Fiind considerat cod roșu de urgență, este preluat imediat de medicul de gardă, este ajutat să se așeze pe patul de consultație și imediat pacientul prezintă o criză tonico-clonică generalizată și intră în stop cardiorespirator, fibrilație ventriculară. Sunt inițiate rapid manevrele de resuscitare cardiopulmonare, care se continuă în prezența medicului cardiolog, constând asociate cu șoc electric extern repetat, masaj cardiac extern, intubație orotraheală, ventilație mecanică și tratament medicamentos intravenos. Manevrele de resuscitare au fost continuate timp de o oră și 10 minute, dar din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse, pacientul nu și-a reluat activitatea inimii. S-a declarat decesul la ora 6. Diagnosticul cauzei decesului va fi elucidat după rezultatul autopsiei. Familia pacientului a făcut din nou apel la presa centrală, aducând acuzații grave medicilor de la Centrul de Primiri Urgențe, pe care amenință că îi va reclama la Colegiul Medicilor, susținând că se vor adresa și instanței de judecată, nemulțumiți fiind de modul în care a fost tratat pacientul.